Astăzi, organizația Save the Children a deschis, în Suceava, unul dintre cele 5 centre de consiliere și informații pentru familiile de refugiați din Ucraina, având în vedere că regiunea noastră a preluat mulți copii care au rămas fără război. La inaugurare a participat la șeful Departamentului pentru Situația de Urgență și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, Maria Mălina Turza, consilier de stat în premierul cancelar, prefect Alexandru Moldovan și comandant al prim-ministrului, prefect Alexandru Moldovan și comandant, Costici Ghiață. Aceste noi centre urmăresc ca temporar sau semipermanent să găzduiască familiile din Ucraina. Refugiații vor beneficia de consiliere și informații, gestionarea cazurilor, consiliere psihosocială, activități pentru copii și adolescenții, precum și asistență materială și financiară. Prefect Moldovan a spus, deschiderea centrului de consiliere Suceava este un pas important. Sper să merg la umăr împreună, parteneri egali și să reușească casa și un loc de răscumpărare. Într-o declarație trimisă de Save the Children, a arătat că echipa s-a venit de la prima dată pe teren și a oferit asistență copiilor și familiilor lor complexe, de la primul ajutor, alimente și pături, până la asistență juridică și sprijin socioemoțional. Potrivit autorității naționale, de la cei 1,7 milioane de rezidenți din Ucraina care au intrat în România de la sfârșitul lunii februarie, 368.000 erau copii. Dintre acești copii, aproape 37.000 rămân în România. 220 de copii ucraineni, copiii sunt integrați într-un sistem de protecție specială. 5,5 din 10 pe baza a 2 clasamente.